grupul de suport pe public speaking. Numele meu este Alina Buzatu. Câteva cuvinte despre mine. Sunt life coach în formare în cadrul organizației Noble Manhattan. Formarea pe care vreau să o termin în toamna aceasta și cam ăsta este scopul meu în viață, apropo de scopul meu, și avem pe Paul aici prezent. Să mă împărtășesc câteva din, eu știu, etapele pe care le-am experimentat eu în cadrul Public Speaking Support Group. Am început practic să dau cursul acestor întâlniri undeva anul trecut, prin toamnă, și de la prima întâlnire mi-a plăcut extraordinar de mult conceptul. În primul rând mi-a plăcut foarte mult atmosfera și apoi subiectele discutate, de ce nu fiecare venea cu o tematică pe care eu poate nu auzisem sau aduceau un plus de noutate, de la hobby-uri, pasiuni, lucruri, oameni, evenimente care pentru fiecare înseamnă ceva important și merită discutat, dezbătut. Dar în același timp am reușit să-mi îmbunătățesc abilitățile de vorbit în public și țin minte că au fost anumite etape pe care le-am parcurs și de atunci încolo am încurajat de fiecare dată când am avut ocazia oamenii să vină aici, să-și dezvolte abilitățile de vorbit în public, pentru că vorbind din experiența mea pe mine m-a ajutat foarte mult. Țin minte că primul speech pe care l-am ținut aveam un suport de hârtie pe care îl țineam în mână. Și mai mult contact a fost cu acele hârtii decât cu publicul, dar a fost o primă etapă și până la urmă mi-am demonstrat că uite, se poate. A doua prezentare am relaționat foarte bine cu PPT-ul, mai puțin la fel cu publicul. Am mai învățat ceva. Ce este foarte, foarte relevant, feedback-urile pe care le-am primit și pe care am încercat să le iau în considerare, mai ales cele corective, care spun ce pot să îmbunătățesc, dar de asemenea și cele apreciative care subliniau încă o dată că fac anumite lucruri bine și e de dorit să le repet. Ce mi s-a părut interesant a fost faptul că de la prima întâlnire la care am participat am văzut deja o evoluție și cumva la început vă spun sincer că mi s-a părut puțin greu de realizat ca vorbit în public să se întâmple atât de ușor. Mai ales cum spunea și Răzvan și ne încuraja să venim să vorbim, mi s-a părut, măi, chiar așa, vii, vorbești toate două ori, de trei ori și gata, devii un vorbitor mai bun și uite că se întâmplă, chiar se întâmplă prin practică și mai mult decât atâta, nu numai aici, dar în orice situație de viață în care vă aflați, vă încurajez să vorbiți, pentru că chiar dacă pe moment aveți emoții, până la urmă e o piatră de temelie în plus, ca la următorul discurs să faci mai bine, să te exprimi mai bine, să fii mai bine înțeles și de ce nu să stăpânești mai bine emoțiile. Să vorbim puțin despre regulile acestei întâlniri. Impropriu spui reguli, hai să spunem niște principii pe care încercăm să le respectăm. Venim aici într-un mediu prietenos, între prieteni, ca să ne exersăm vorbitul în public. Cu ce plecăm în primul rând? Plecăm cu feedback-ul. Acesta este, dacă vreți, un cadou pe care voi, ca și participanți, îl oferiți speakerului. Este un cadou pentru că este singurul instrument prin care cel care și-a luat angajamentul de a ține un discurs în fața voastră poate într-adevăr să-și îmbunătățească aceste abilități. Și în același timp este un cadou pe care vi-l faceți voi înși vă, pentru că până la urmă exersați vorbit în public. E un instrument foarte la îndemână. De asemenea, feedback-ul încercăm să-l furnizăm în două metode, în două feluri. Ar fi acel feedback apreciativ, dar și trebuie să existe cel puțin un lucru pe care îl apreciați la acel speech. De exemplu, simplu fapt că acea persoană a venit în fața voastră și v-a transmis anumite idei. Și de asemenea, feedback-ul corectiv, ce credeți voi că poate fi îmbunătățit. E foarte important ca acest feedback corectiv să fie acordat strict legat de tehnicile de vorbit în public și nu legat de subiectul discuției sau de persoană. Legat de subiectul discuției, încurajăm să vă alegeți teme de discuție care într-adevăr au pentru voi importanță. Pentru că, în primul rând, rezonați voi mai bine cu ele și, în același timp, rezonați mai bine cu publicul. Despre durata speech-urilor, recomandăm să fie undeva între 10 și 15 minute. De asemenea, avem aici niște hârtiuțe pe care o să le împărțim, pe care dumneavoastră, voi, puteți să scrieți direct pe o parte feedback corectiv, pe o parte, pe cealaltă parte a hârtiei feedback apreciativ. Și de asemenea, la finalul speech-ului vom lua 2-3 feedback-uri din sală. Și la final, cel care a ținut discursul își va da singur feedback. Ce e important de reținut vis-a-vis de primirea feedback-ului, mă refer aici la cel care ține discursul, câteodată un simplu mulțumesc e suficient. Vis-a-vis, de exemplu, versus a intra în polemică și a explica odată ce ți-a dat feedback cum vezi tu poziția față de acel feedback. Deci un simplu mulțumesc și te duci acasă, îți faci temele, vezi ce poți să iei bun și ce poți să îmbunătățești.